Hello! Astăzi vreau să vorbim din nou puțin despre păr. De exemplu, știai că poți obține o coafură perfectă în câțiva pași simpli la tine acasă? De câte ori ați încercat să obțineți o coafură pe care ați văzut-o voi undeva și nu v-a reușit? Mie mi s-a întâmplat de nenumărate ori. Așa că astăzi am acceptat provocarea dată de Nivea și de Special Coco și voi crea o coafură deosebită și extrem de ușor de realizat pentru voi. Am ales să consult puțin noul modul de îngrijire al părului de pe site-ul Nivea, în secțiunea de coafuri rapide, unde se găsesc tot felul de tutoriale pentru toate ocaziile și majoritatea, adică cred că toate, foarte, foarte simplu de realizat. Am găsit una perfectă în secțiunea de coafuri pentru birou și chiar mă regăsesc pentru că, brusc și fără să-mi dau seama, am devenit un om foarte ocupat și, într-adevăr, sunt toată ziua la birou, însă am norocul că chiar și acolo mă pot exprima așa cum îmi place mie, prin culori, și nu trebuie să fiu foarte sobră și am noroc cu asta, însă să știți că coafura pe care vă prezint astăzi este potrivită pentru orice fel de job ați avea. Așa că o să mă uit puțin la tutorial, să fiu sigură că fac totul bine și apoi trecem la treabă. Hi, my name is Janine. As a mother, sometimes it's... Cred că am prins ideea, este foarte simplu și veți vedea și voi. Pentru coafura de astăzi eu m-am pregătit încă de aseară prin spălarea părului cu Gamma Diamond Gloss de la Nivea, șampon și balsam, iar în momentul în care am avut părul lut, am aplicat și puțină spumă din aceeași gamă. Pentru lucrul de astăzi mai avem nevoie de o perie, o placă, clame și agrafe și, bineînțeles, fixativ. Încep prin a împerea părul puțin, ca să fiu sigură că nu este îngâlcit în momentul în care îl voi întinde, pentru că nu vreau să-mi arc și să-mi stric firul de păr. Eu îmi întind părul foarte, foarte la nimerială pentru că nu este ondulat, așa că e ca și cum mi-aș trece mâinile prin el și le-aș pieptăna, folosind și placa în același timp. Acum că mi-am întins părul, pot să încep realizarea coafurii. Este o coafură de genul jumate jos, jumate sus. Iar primul pas pe care am să-l fac este să aleg o bucată rotundă din creștet. Dacă vă este greu, puteți să vă ajutați de perie. Depinde, puteți să luați în funcție de cât de mult doriți voi să rămână jos. Începem să rotim ușor și îl strângem într-un coc. Pentru că eu n-am extrem de mult păr în cap, o să-l fixez provizoriu cu o agrafă. Voi începe cu partea aceasta pe care voi începe ușor să o rotesc. Și rotesc încet, încet până ajung cu părul în spate. Rotesc șuvița de păr și ulterior o voi prinde în spate cu o clamă, tot provizoriu. Bineînțeles, la fel procedăm și pentru partea de aici. Începem să rotim ușor, mai adăugăm câte o șuviță . Este o coafură cu care trebuie să aveți foarte multă grijă. Am uitat să specific că avem nevoie și de un elastic pe care îl vom folosi chiar acum. Vom desprinde suvița aceasta și o vom prinde împreună cu cealaltă. Urmează să eliberăm părul pe care l-am lăsat sus. Îl pieptănăm puțin și lăsăm pe spate. Folosesc puțin fixativ Nivea și sunt aproape gata. A
Îmi place foarte mult această coafură și chiar o voi pune în aplicare dimineața când merg la lucru, pentru că este extrem de simplu de realizat și, după cum vedeți, te aranjează instant. Mai departe, vreau să dau leapșa Ioanei Dumitrache și chiar sunt curioasă ce coafură va realiza ea, pentru că are un păr minunat și des. Până data viitoare, vreau să vă întreb și să-mi răspundeți în secțiunea de comentarii care este coafura voastră preferată și rapidă pentru zilele în care trebuie să mergeți la birou. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați like și subscribe și, bineînțeles, să vă uitați și la celelalte coafuri pe care cei de la Nivea le prezintă și vă voi lăsa, bineînțeles, linkul în căsuța cu descriere. Vă pup! Ciao!